La ora de religie, preotul le vorbea elevilor despre virtuțile creștine pe care fiecare trebuie să le aibă ca să se mântuiască. Când le vorbi copiilor despre milostenie, unul din elevi îl întrebă: Părinte, dar cei săraci nu pot să dea milostenie pentru că nu au ce dărui. Ei nu se mântuiesc? Eu nu am ce dărui și nu pot face milostenie. Fiule, orice ajutor pe care îl dai unui om atunci când acesta are nevoie, este milostenie. Am văzut-o într-o zi pe mama ta, ajutând o bătrână ce se ostenea cu o găleată de apă, iar altă dată alinând o mamă căreia îi murise feciorul. Neavând ce dărui, după cum spui tu, eu ți-am văzut mama ajutând de multe ori, cu munca ei uneori oameni mai neputincioși sau bătrâni. Am văzut-o alinând cu o vorbă bună, sfătuind adeseori și am văzut-o plângând cu milă lângă cel amărât. Vezi tu, toate acestea sunt fapte mari de milostenie, pe care Dumnezeu le primește ca pe cele mai bogate daruri de bani și de lucruri și care adeseori le întrec pe acestea. Urmează mamei tale și vei fi și tu om milostiv, chiar dacă vei fi lipsit de bogăție. Atunci, copiii au început a povesti fapte asemănătoare pe care le-au văzut la cei din jur sau le-au făcut ei înșiși, dar pe care acum le priveau altfel, cu o altă înțelegere. Părinte, eu am dus bătrânilor ce stau aproape de noi apă. Am făcut milostenie? Sigur! Și cana de apă pe care o dai unui drumeț însetat de pe drum, vorba bună pe care o ai pentru un om amărât și orice ajutor este milostenie. Părinte, mama a luat ieri la noi copilașul vecinei când aceasta a plecat la târg. L-a hrănit și l-a adormit, iar când a venit mămica lui, l-a luat acasă spunând: Mulțumesc că m-ai ajutat. Părinte, mama a făcut milostenie? Cu siguranță. Ieri am văzut cum unul dintre părinții voștri a împăcat doi oameni ce se certau. Altădată am văzut un străin ce trecea prin sat întrebând de drum pe o femeie. Aceea i-a dat o cană cu apă și l-a îndrumat încotro să meargă. Ați văzut că toamna, când toată lumea muncește pe câmp, cei care au terminat mai repede ogorul lor, mergând spre casă, se opresc și ajută și altora să termine lucrul. Toate aceste fapte sunt milostenie, iar oamenii care le-au făcut nu erau bogați, ci binevoitori și milostivi. Vedeți, deci, că milostenie poate face și bogatul, dar și săracul. Cel ce dă din puținul lui este mai darnic decât cel ce dă din multele lui bogății, și totuși amândoi fac milostenie. Dacă îl numim om bun pe bogatul ce face milă, atunci cel sărac, care face milostenie din puținul lui, este cu adevărat milostiv.